Bună ziua! În episodul cu numărul 3 al Orei Liceinilor vom discuta cu Viorel Cioată, fost elev la Liceul Teoretic Ion Luca, aflat acum în primul an la Facultatea de Informatică Economică, care ne va oferi câteva detalii despre ce a însemnat pentru el acești 4 ani de liceu. Deci, Viorel, cum a fost pentru tine viața de liceu? Viața de liceu a reprezentat pentru mine modelarea caracterului meu ca și om, deoarece în acești ani am învățat cum să mă comport în societate, cum să vorbesc și mai ales cum trebuie să reacționez cu restul lumii. Bine, perioada mea de liceu a fost împărțită în două. Primii doi ani mai ales am fost foarte introvertit, iar începând cu clasa 11-a, când m-am bucurat de fapt de faptul că am avut parte de niște lecții de tango și am învățat să dansez și mai ales că am dansat în fața unui public, am început să nu mai îmi fie teamă de a vorbi și de a sta în fața unor oameni. Deci asta, perioada de liceu a reprezentat această schimbare a mea de la un tip foarte introvertit la un tip foarte extrovert. Ce a însemnat, practic, viața de liceu cu ore, cu maturizare? Nu pot spune că nici acum nu sunt complet maturizat, pentru că îmi place să păstrez în mine o parte însemnată din copilărie. Da, sunt momente în care trebuie să fiu matur, trebuie să dau dovadă, dar în rest consider că pentru a fi cât mai fresh, trebuie să rămâi oarecum copil. În timpul liceului nu pot să spun că am fost cel mai silitor elev, nici cel mai rău, să spun așa. Trebuie să recunosc faptul că n-am stat la toate orele, dar în mare mi-am dat toată silința să iasă o treabă cât mai bună. Adică diferența față de generală, când trebuia oarecum să prind cât mai multe cunoștințe. În liceu am început să mă canalizez pe anumite laturi și nu să ignor, dar să mă canalizez mai tare pe anumite pasiuni ale mele și să las deoparte alte materii. Ne poți povesti o experiență pozitivă, dar și una negativă din timpul liceului? O experiență pozitivă, așa cum am mai spus, a fost momentul în care am dansat în fața publicului pe scenă. Țin minte că clasa mea a organizat serbarea la finalul clasei a 10-a, mi se pare. Și pot să spun că acel moment a fost unul dintre cele mai frumoase momente din liceu, când am pășit pe scenă și am început să fac pașii și a fost minunat. Și una negativă? Nu am prea avut experiențe negative, întotdeauna am încercat să fac tot ce e bine, să văd partea frumoasă a lucrurilor. Foarte rar m-am supărat sau am fost influențat din necazuri. Deci experiențe negative nu pot spune că am avut pe perioada liceului, pentru că am văzut tot ce e mai frumos din tot ce s-a întâmplat. Cum ai reușit să faci față momentelor dificile sau, să zicem, aglomerate din timpul liceului? Cu orele de după amiază la început, apoi cu orele de dimineață? Nu știu, toată lumea dezbate chestia asta că orele de dimineață sunt mai potrivite decât orele de după amiază. Într-adevăr, din clasa 11, când am început să am ore de dimineață, mi-a fost mult mai ușor cu programul, pentru că aveam toată după amiaza liberă. Dar pe mine nu m-a afectat, adică am învățat în aceeași măsură și dimineața și seara, când aveam orele, în aceeași măsură învățam și cu aceeași seriozitate abordam materiile pe care mă interesau. În special spre finalul liceului am învățat să fiu foarte calm și această abordare a testelor, a examenelor precum bacul sau admiterea de la facultate, această abordare calmă m-a ajutat foarte mult. Pentru că eu eram conștient de faptul că totul va fi bine și într-adevăr așa a fost. Nu mi-am făcut
aproape niciodată nu mi-am făcut gânduri cum că dacă nu o să reușesc, dacă am încercat să evit gândurile astea pentru că încercam să am o abordare cât mai pozitivă asupra realității și am reușit să stau cât mai calm, să fiu cât mai calm. Ai participat la activități extrașcolare sau cluburi ale liceului? Spre norocul meu, da. Am participat încă din clasa a noua la clubul de cinema al domnului profesor Ciotă și mi se pare că începând cu clasa a 11-a la clubul de public speaking. Acum să le iau în ordine, clubul de cinema, având în vedere că mai ales în primii 2 ani am frecventat, începând cu clasa a 11-a am început să mai lipsesc la anumite filme pentru că deja începeau planurile cu facultatea, cu învățat, nu puteam să merg prea des, clasa 12 și mai rar am fost, dar clasa 9 și a 10 am fost, n-am lipsit de la absolut niciun film, cred că în primii 2 ani am văzut în jur de 120 de filme. Și trebuie să recunosc că faptul că primul grup de prieteni pe care mi l-am creat la facultate a fost bazat pe aceste filme, deoarece țin și acum minte momentul când ne-am întâlnit toți în fața facultății, cred că eram vreo 5 studenți și am început să povestim despre filme. Și fiecare spunea câte un film la întâmplare din cele văzute și toți eram povesteam faze din filmul respectiv. Deci mi-am găsit un grup cu care am reușit să mă înțeleg din acest punct de vedere, cu aceeași cultură cinematografică ca și a mea. Iar clubul de public speaking, chiar recent am participat la un concurs de dezbateri la care dacă nu aș fi participat în perioada liceului la public speaking cred că ar fi fost mult mai rău, deoarece acest club m-a învățat cum să stau prestant în fața unor oameni, cum să vorbesc, cum să fiu fluent, cum să mă mișc, poziția corpului, absolut toate aceste detalii. Dacă nu le-aș fi învățat în perioada liceului și nu le-aș fi aplicat acum recent la acest concurs de dezbateri, mi-ar fi fost mult mai greu și de asta am avut un noroc foarte mare că am participat la aceste cluburi. Crezi că elevii nu au timp sau care crezi că ar fi motivul pentru care nu acordă atâta importanță acestor activități? Din păcate, și acesta este și motivul pentru care am vrut neapărat să vorbesc, chiar dacă sunt de așa de puțin timp la facultate, elevii nu cunosc această parte a realității. Ei nu consideră aceste cluburi și mai ales părinții, nu neapărat elevii. Elevii nu prea sunt încurajați să participe la aceste cluburi. Eu m-am bucurat de sprijin din partea părinților mei, dar majoritatea merg pe principiu că doar ce se face la liceu este important, ce în afara liceului este extra și nu o să ajute la nimic. Până acum la facultate pot să spun că mai mult m-a ajutat ce am făcut în afara liceului decât în liceu propriu-zis. Deci elevii nu cunosc această latură și de asta am și venit aici pentru a deschide oarecum ochii, pentru a încerca să deschid ochii unora, să participe cât mai mult la cluburi de cinema, de oratorie, de clubul de lectură. Am văzut că acum este, din păcate nu m-am implicat așa de tare în acest club, dar încurajez pe alții să o facă, pentru că în facultate sunt foarte importante toate aceste activități din perioada liceului. Deci jumătate de an la facultate, cum mai descrie viața de student? 3 luni. Viața de student este foarte diferită față de viața de acasă. Având în vedere că sunt destul de departe de casă, a trebuit să învăț să fiu independent. Nu neapărat independent, dar să am mult mai multă grijă când vine vorba de bani, de exemplu. Adică am un buget lunar pe care știu că n-am voie să-l depășesc și am învățat pe pielea mea ce înseamnă să depășești acel buget. Deci viața de facultate este mult mai diferită și de asemenea la facultate nu-ți mai are nimeni grijă. Adică tu ești conștient că dacă nu înveți
n-o să mai ai în continuare locul pe băncile facultății. Adică trebuie să devii mult mai independent. Ți s-a părut mai grea acomodarea de la liceu la facultate sau de la școala gimnazială la liceu? Trebuie să recunosc faptul că a fost mult mai grea acomodarea de la gimnazial la liceu. Așa cum am spus, pe la jumătatea liceului m-am schimbat foarte mult. Deci la începutul liceului încă eram foarte introvertit, încă mi-era frică să intru în relații cu alți oameni, să comunic, să... Stăteam în banca mea, nu vorbeam cu nimeni și de asta a fost mult mai ușoară trecerea de la liceu la facultate, pentru că în momentul în care am ajuns la facultate, din proprie inițiativă m-am implicat, am început să vorbesc, am căutat persoane cu aceleași hobby-uri ca ale mele, mi-am găsit grupuri în care să fac parte și în care m-am acomodat foarte bine. În ce măsură te-au ajutat cunoștințele acumulate în liceu, la facultate? Având în vedere că sunt la un profil care momentan nu prea are legătură cu ce s-a făcut în liceu, cunoștințele din liceu nu m-au ajutat foarte mult în facultate. Nu spun că nu sunt importante. În afara facultății, da, mă ajută. Cred că zi de zi mă lovesc de anumite chestii care mă amintesc că, de perioada liceului, mă amintesc că le-am învățat în liceu, dar momentan în facultate nu m-am lovit de ele. Dacă aș fi fost la alt profil sau la altă facultate, cel mai probabil da, dar momentan încă nu m-am ajutat de cunoștințele din liceu. Care a fost relația ta cu profesorii timp de 4 ani cât ai stat în liceu? Așa cum am mai spus, întotdeauna am încercat să văd partea frumoasă a lucrurilor. Vreau să fiu realist și să spun că nu totul e doar lapte și miere, adică există și părți rele și părți bune, dar am încercat 98% din cazuri să văd doar partea bună, să nu mă implic prea tare emoțional, gen să nu mă supăr la anumite replici ale profesorilor. Da, au mai fost momente în care cuvintele mele au fost interpretate în alt mod decât ar fi trebuit, dar am trecut cu ușurință peste momentele astea și sunt foarte bucuros de faptul că mă gândesc cu bucurie la profesori din liceu și cu fiecare profesor cred că am măcar câte o amintire frumoasă. Mai păstrezi legătura cu foștii colegi sau chiar și cu foștii profesori? Da, mai păstrez legătura cu foștii colegi, nu cu toți, mai ales cu cei din Cluj. Este mai greu să păstrezi legătura cu cei din afara Clujului, încă avem clubul, grupul de WhatsApp pe care mai vorbim, noi, foștii colegi din liceu, dar da, încerc să nu rup legătura cu ei, cu foștii colegi. Iar cu profesorii, da, mai am câțiva profesori cu care mai țin încă legătura, mai ales cu domnul profesor Cioată, cu care vorbesc destul de des și îmi povestește foarte bucuros de noi elevi din liceu și de tot ce se întâmplă în interiorul liceului. Domnealui este conștient de faptul că îmi pasă foarte mult de clubul de cinema pentru că am participat activ timp de 4 ani și sunt foarte bucuros când aud că clubul de cinema continuă și încă sunt destul de mulți elevi care îl frecventează. Că tot veni vorba de noi elevi, ce sfaturi ai pentru ei? Există anumite chestii pe care eu mi-aș fi dorit să le știu înainte să ajung la facultate. Așa cum am zis, din păcate, elevii noștri din oraș, lor n-au avut șansa să li se prezinte viața de facultate și oportunitățile pe care le oferă. Și de asta vreau să-i încurajez pe următorii studenți, în momentul în care ajung într-un mediu universitar, să se
implici în organizațiile studențești, având în vedere că eu nu am știut de aceste organizații, am avut foarte mare noroc că am intrat în organizația în care mă aflu și n-am intrat cu foarte multe așteptări. Mie îmi place, sunt foarte pasionat de editare foto-video și am auzit că mai este nevoie din când în când de oameni care se pricep la chestiile astea și ăsta a fost primul motiv pentru care am intrat, dar pe parcursul la 3 luni în care cât am stat în organizație, mi-am creat un alt grup de prieteni separat față de cel de la facultate, pentru că am încercat să diversific tipul de oameni cu care relaționez și m-am implicat în foarte multe proiecte. Recent am finalizat un proiect caritabil pe perioada Crăciunului de o săptămână, în care a trebuit să ținem diferite activități pentru strângere de fonduri pentru familii din Cluj, o familie săracă, și toate astea cu ajutorul organizației. Deci încurajez următorii studenți să se implice în organizații studențești, orice organizație, nu vreau cum să dau nominal o anumită organizație, orice organizație are planurile ei și structura ei și orice organizație este foarte bună. Mai ții minte care au fost așteptările tale la început de clasa 9 și cum s-au îndeplinit pe parcurs până în clasa 12? Nu am avut așteptări foarte mari în momentul în care am intrat la liceu. Adică eram conștient de faptul că în continuare o să urmez sistemul ăsta de foarte multe materii. Cum am mai spus, spre deosebire de general, la liceu am început să mă canalizez pe un număr mai mic de materii și am încercat să mă concentrez forțele spre pasiunile mele, care am considerat că mă vor ajuta în viitor. Crezi că a fost o alegere potrivită, cea a profilului pe care ai făcut-o? Da. Aici este o poveste foarte interesantă. Profilul la care sunt eu acum, l-am ales cu o zi înainte de alegerea profilului. Eu vreau să dau la alt profil. Și cu o zi înainte am vorbit cu cineva și mi-a spus că hai totuși dă la Mati Info, că nu se știe. Pentru că de aici mi-a spus persoana respectivă că ci că ai o varietate mai mare de alegeri după liceu. Și nu regret absolut deloc, nu regret nicio secundă faptul că am intrat la Mati Info. Pe perioada liceului am descoperit și pasiunea asta pentru informatică și de asta mă aflu în prezent la facultate de informatică economică. Deci nu regret alegerea făcută.